Astra Giurgiu a remizat cu Pandurii Târgu Jiu pe Marina Anastasovici în ultima partidă a turului din play-off, anunțată ca fiind partida ce poate scoate Pandurii din cursa pentru câștigarea campionatului, în cazul în care ortenii ar fi pierdut. Întâlnirea a fost până la urmă una cu un final care a lăsat șanse pentru fiecare dintre cele două pretendente. Meciul a început cu Astra în atac, dar giurgiuvenii nu au putut concretiza un gol, iar în minutul 43 soarta partidei s-a schimbat după eliminarea lui Filipe Teixeira, după cel de-al doilea cartonaș galben. Partida a continuat cu Astra în încercarea de a surprinde adversarii cu un gol norocos, dar și cu echipa concentrată pe contraatacurile periculoase ale oltenilor. În final, scorul alb a mulțumit mai mult pe giurgiuveni, care astfel au câștigat un punct, și a nemulțumit pe cei de la Pandurii, care a fost de părere că ei au pierdut două puncte. S-a văzut astăzi, fiindcă eu consider că dacă astăzi echipa mea era 100% din punct de vedere fizic, dacă era 100%, consider că, virgulă, câștigam jocul de astăzi. Dar pe mine nu mă afectează acest rezultat de egalitate, chiar mă bucură. Am revenit încă o dată pe locul întâi. Cu 3 puncte astăzi, sau cu un punct pe care îl avem în fața celor de la FCSB, că probabil până la urmă cu ei vom duce lupta pentru primele două locuri. N-am pierdut nimic. Fiindcă dacă noi vom reuși să câștigăm sâmbătă la Constanța și suntem obligați să câștigăm la Constanța, mai ales că domnul Hagi a promis că va juca cu copiii de la Academie și atunci probabil diferența de valoare va fi una destul de mare și vom reuși să ne impunem. La meciul cu cei de la FCSB avem două șanse să rămânem în continuare pe primul loc, anume rezultatul de egalitate sau victoria. În acest joc, chiar și înainte de a avea superioritate numerică, ne-am creat ocazii, din nefericire n-am putut să le fructificăm. Am avut ocazii și în repriza a doua, nenumărate, și de asemenea n-am reușit să înscriem și de aceea considerăm că am pierdut astăzi două puncte. După acest rezultat, Astra a revenit pe prima poziție a clasamentului cu un total de 36 de puncte. Pe 2 se află Steaua cu 35 de puncte, iar următoarele clasate sunt locul 3 Pandurii cu 30 de puncte, 4 Dinamo cu 30 de puncte, pe locul 5 FC Viitorul cu 25 de puncte și plutonul echipelor care joacă în play-off se încheie cu ASEA, pe locul 6 echipă care a acumulat 21 de puncte.